Toată lumea știe zbura de pe stațiunul, de pe fixa. Stațiunile Lucian Popescu nu au mai fost schimbată niciodată. Practic de 40 de 50 de ani, aceeași zbură este aici, sabătă, turist, tata, tata, deja a devenit o consistență la fel ca și betonul. Repet, pline porturile conjugate ale clubului sportiv și spații clubului sportiv. Târgoviște, reprezentați de cele două cluburi aici, de cei doi directori, Ciprian Iubulescu și Ciprian Pintăcaru, am reușit să facem rețeta pentru a schimba întreaga suprafață de scură de pe stadionul municipal și Târgoviște. O să fie 8 metri de scură nouă, atât consistent de și scură fină, care va avea o singură menire de a face viața celor care aleargă pe stadionul municipal din Târgoviște. Repet, atât sportiv, dar mai ales atât sportiv de performanță, de mai ales amatori, ale face viața mai ușoară și mai frumoasă. De fapt, la lucrarea și lucrarea va dura maxim 2 săptămâni, pentru că, după cum vezi în spatele nostru, trebuie să facem și o decapare de 6 cm pentru a putea pune stratul nou de zgură. Costurile sunt estimate undeva la 60.000 de lei vechi, plus minus, vom vedea la sfârșit care este exact cifra exactă, costuri suportate jumătate de Clubul Sportiv Târgoviște și Clubul Sportiv Municipal Târgoviște. Cu siguranță, după cum vedeți, suprafața de joc se prezintă din ce în ce mai bine și asta datorită gospodarilor de la Gimnazia Târgoviște, care practic au preluat acest stadion și îl administrează. De asemenea, o să încercăm chiar și zonele pe care ne aflăm acum, unde cei care sunt ceva mai vechi în branșă știu că erau sectorul de sărituri și de aruncări, sărituri în lungime, triplu sau sărituri înălțime, aruncarea greutății, să redăm aceste sectoare, ceea ce trebuia să fie inițial, sectoarele de aruncări.